Salutare și bine v-am găsit la un nou video pe acest canal. După cum ați văzut, astăzi am făcut suica, în acel cazar mic, conceput pentru aragaz. Având în vedere că abia am dat-o lavabil în această bucătărie, nu am vrut să risc și am decis să fac suica afară, cu lemne. Am cumpărat 120 de kg de struguri plătească neagră, din care au ieșit aproximativ 60 de litri de vin și 14 litri de frică. În clipul de astăzi vom testa câte grade are țuica făcută. Înainte de asta, apăsați butonul de like. Am cumpărat acest alcoolometru care măsoară câte grade are alcoolul, între 0 și 96 de grade. Cam așa arată. O să torn țuica în acest pahar. După cum vedeți, acesta indică 50 de grade. Mai încercăm o dată. După cum ați văzut, țuica făcută cu acel cazan mic pentru aragaz are 50 de grade. Eu zic că este destul de bine, având în vedere că am fost pentru prima dată când am făcut țuică. Dacă vreți să consumați ceva natural, sfatul meu este să vă faceți singuri acasă. Dacă nu aveți vie în curte și nu aveți posibilitatea să plantați, puteți să cumpărați struguri ca și mine, din care să vă faceți și vin și țuică. Cam acesta a fost clipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați la canal. Vă mulțumesc pentru vizionare!